o expoziție care reunește 13 artiști dintre cei mai reprezentativi ai genului. De asemenea, subliniez efortul deosebit pe care l-a depus Rodica Lomnoșan și trebuie să constat că și dumneavoastră cu siguranță veți face acest lucru. O să vedeți că așa cât e ea de mică, pe atât este de energică și de plină de dorința de a-și pune în valoare colegii și de a crea o solidaritate de breazlă. Da, merită toate aplauzele. Știu că s-a agitat foarte mult pentru această expoziție, am mai și certat-o, am mai și scuturat-o, că din când în când își pierdea cumpătul. Cred că o înțeleg foarte bine. Mă gândesc că trebuie și de aici încolo să o exploatați, pentru că știe ce face. Este un grafician, și un grafician foarte bun. Am apreciat și afișul pe care l-am făcut, mi s-a părut chiar deosebit. Foarte îndrăzneț așa ca idee. Și aici o să închei cu acest capitol. Aș vrea să vă mai spun că trăim așa în niște vremuri destul de ciudate, în care oamenii știu să facă ceva bine, grav, cum sunteți dumneavoastră, sunt graficienii și cei ori. Asta o trebuie de obicei, unde din pricea se consideră puțin într-un cultură și asta e tendința, că e mai mult de tendința unei sau poate că există tot în curent care se numește artă contemporană. Firmat sau este un mai nou, cum am auzit ăștia acum la radio, numește chiar artă mai hipercontemporană, se care e caragios, evident, este hilar. În virtutea acestor concepții sau mentalități sau ce-or fi ele, oamenii care știu să facă lucrurile bine nu-și mai găsesc locul potrivit. Exact în acest context, cred că solidaritatea dumneavoastră și voința de a vă continua activitatea așa cum știți să o faceți, făcând lucrurile bine, cred că acest lucru e singurul în măsură să până la urmă, să salveze breasla și ceea ce știu să facă artiștii cu adevărat. Adică mă refer la cei care creează cu adevărat și nu la cei care mimează creația, pentru că, din punctul meu de vedere, toată arta asta hipercontemporană, cum se zice acum, este doar un soi de mimare a creației. Și acum termin cu toate digresiunile și revin la expoziția de față. O expoziție de grup, evident că este un pic pestriță, dar aici lucrurile s-au așezat foarte bine, pentru că, în general, dacă lucrările sunt panotate corect și sala este generoasă, nu sunt pericole mari, chiar dacă mai mulți artiști expun la oaltă. Aș începe prin a remarca, dacă vreți, câteva trăsături comune. O să încerc să zic câte ceva despre fiecare artist, nu foarte mult, că nu vreau să vă rețin aici o veșnicie. Aș vrea însă să punctez câteva dintre elementele care mi se par că sunt comune acestor lucrări. Adică sunt niște trăsături care, dacă vreți, ar putea să fie chiar o radiografiere sau o oglindire a tendințelor din gravura contemporană și din grafica contemporană, mai ales la nivelul viziunii. Pentru că la nivelul tehnicii lucrurile sunt destul de limpezi, în sensul că artiștii, foarte mulți dintre artiști graficieni, mult se folosesc de tehnica mixtă, ba de sincă, îmbine de gravura cu grafica, pe tenul sau cu alții tehnici, se poate rezultând în de compozit această cât de interes și în posibil ordine de ei, pentru că există să explodatea că aceste tehnicile, artistul dialog, oreze și tehnici, sănătatele să pună în bune, rezultat interesant, fie pe subțele respectoase, asta ar fi de dință. Prafelă, există archive care desenează de pur și simplu, care exercitează să pun mult desenul și să, de asemenea, o fac cu rezultate remarcabile. Există artiști care îmbină, dacă vreți, tehnicile picturii cu cele ale graficii, deși, din punctul meu de vedere, o tehnică cum este acuarela, eu aș duce-o mai degrabă spre pictură decât spre grafică, dacă nu, cumva ea este pe o graniță destul de fragilă între aceste două forme de expresie. Asta se întâmplă la nivel... Sigur, există și alte modalități de lucru. Asta ar fi o trăsătură generală la nivelul tehnicilor, la nivelul viziunii. De asemenea, mulți dintre artiștii care expun
creează universuri foarte, foarte spontane și încărcate de foarte multă fantezie artistică. Sunt artiști care suprapun diferite momente istorice, planuri din trecut, îmbinate cu viziuni onirice, astfel încât, de asemenea, într-o tradiție a graficii românești, lucrurile acestea sunt bine reprezentate în expoziție. Sunt, de asemenea, artiști care recurg la ceea ce înseamnă o manieră mai clasică de expresie și fac, de pildă, portret sau detalii de natură. Există și aceste, la nivelul temelor, desigur, există și acest tip de abordare. Asta într-o încercare de privire generală. Desigur că lumea contemporană, universul din jurul nostru, tot ceea ce ne înconjoară, toate acestea sunt subiecte bune de exploatat, subiecte interesante pentru graficieni. Graficianul este pus tot timpul în situația de a balansa între tradiția pe care o oferă trecutul, atât la nivelul tematicii cât și la nivelul tehnicii, și toate aceste ispite ale prezentului, ale lumii prezente, ale contemporaneității. Convinsă că foarte mulți dintre dumneavoastră faceți și, știu eu, publicitate, credită și alte lucruri, tipul acesta, fotografie și alte lucruri, tipul acesta. Și nu zis cum să nu-i poate cere de abordare. Și acum să se tipul. Mai despre fiecare cerc artiști, pe cei mai și v-am văzut prin alte mulți știu expuneri de grup și în expoziții pe canale, chiar când am avut sau plăcerea să vernisez o expoziție la familie de artiști Hagiu. Sunt două dintre surorile Hagiu prezente aici cu lucrări în expoziție. Deci vă știu pe mulți. Nu am o ordine. Am pornit așa cumva din zona aceea dinspre ușă și am dat un ocol al sălii, cam așa mi-am selectat, dacă vreți, artiștii. Primul este Matei Șerban cu acea serie de desene, extrem de incitante, pentru pe mine cel puțin m-au trimis cu gândul spre însemnele heraldice, nu cred că au avut în vedere acest lucru, dar modul de execuție mi-a sugerat o astfel de abordare. Sunt lucrări extrem de, cred că e desen în tuș, extrem desene foarte, foarte dinamice și care pun foarte mult, te provoacă vizual într-un mod cu totul special. Lângă el se află câteva lucrări ale Ginei Hagiu, pe care de asemenea am avut prilejul să o vernisez în toamna acestui an, a avut o expoziție personală. Sunt lucrări, aș zice, inconfundabile pentru Eugenia Hagiu, pentru că ea are și o viziune personală, ușor de recunoscut deja, făcând și ea un fel de trecere între planuri, între imaginar și real, între subiecte cu caracter religios foarte subtil redate și un fel de prezent al imaginii. Eugenia Hagiu face aceste treceri, că face foarte foarte multă abilomate artistică de film, curgând și la o cultură prin că, care o și plinește prin în special organ, rafinament, stăpânirea unășelor. Exact. Ca să arăt un Rodica, era altfel, nu știu cum e important, deci eu cred și pe Rodica anotat, așa n-am venit, nu cu multă. Mă cred că anul trecut al omului, nu-i așa? Ni s-a trecut la Institutul Rodica Român. Și la expoziția personală, după acea experiență interesantă, din toate punctele de vedere, a trăirii ei în Cipru o vreme, a trăit și a lucrat o vreme în Cipru și desigur a avut contact cu acel spațiu. N-avea cum să nu influențeze lucrările și vreo două dintre ele, cele din, cred că acolo, pe peretele acela, sunt o expresie, o oglindire a acestei experiențe pe care a avut-o în vecinătatea culturii arhaice grecești. Și sunt, de asemenea, o serie de lucrări, mai are Rodica, o serie de lucrări de foarte mici dimensiuni. Ea îmbină foarte bine tehnicile gravurii cu cele ale graficii, de asemenea. Sunt lucrări miniaturale de foarte mare finețe, cu
concentrare pe detalii, pe detalii semnificative, a zice ca niște mici bijuterii, așa arată ele într-o expoziție, chiar și într-o expoziție de grup. Rodica Maria. Eu sunt Maria Rodica Maria. Rodica Maria Rodica, așa ca să nu mai avem niciun dubiu. De asemenea, este autoarea unor lucrări realizate în tehnică mixtă. Sunt detalii de natură. Se vede că interesul ei s-a concentrat de data aceasta spre observarea naturii. Lucrări care atrag atenția și impresionează prin suprapuneri de planuri, prin cromatica specială și prin execuția aceasta foarte rafinată și sugestivă. Spatele meu, Rovin Liberis, este cu niște romnoși. De asemenea, care aici se întâlnesc de asemenea cu Rodica Lusean, pentru că sunt lucrări care cultura a avut inspirat curând-o din gândire. Dacă că de peste o întâlnire cu grecă cultură, a grecă ce a cu grecă. Eu când am fost în Grecia, da, și nu sunt grecă, nu înțeleg de multe ori cât de mare este impactul. Eu pot înțelege cu această te mari un artist, întâlnirii culturii. Într-adevăr și acest pentru lucrări se este în zona aceasta a mitologicului. Evident, nu mă îndoiesc că o să vă zic la muzee și fiecare artist care vine deja arhaică, grefiască, n-are cum să nu rămână marcat de tot ce se întâmplă acolo. Și iată că vedem și în compozițiile sale, în suprapunări de motive, desigur, fiindcă nu a copiat din muzee, ci doar s-a inspirat. S-a lăsat influențat de, poate și de atmosfera, dar și de forma și de cromatica a ceea ce înseamnă obiectul de artă arhaic grecesc și de motivele mitologice, că e și multă mitologie în lucrările sale. Evident, face un recurs la istorie, așa cum fac și alți graficieni, ea este necesară și chiar am amintit de ea mai devreme. Cristian Tarbă se află aici undeva în spatele meu, de asemenea cu o serie de desene, baiți și tuși. El are un univers personal de asemenea inconfundabil, de inspirație Hieronymus Bosch, dar pe mine mă face să mă gândesc și la bestiariile medievale. E multă inspirație de acolo. Un univers... știu eu, dramatic, grotesc, dar aș zice că într-un fel și ludic, pentru că există așa un mic spirit ludic care animă aceste desene extrem de incitante și la nivel vizual, dar și la nivelul execuției. Cristian Tarbă, un artist, cred că nu are nevoie de multe prezentări, unul dintre cei mai importanți graficieni și gravori. Ion Vișan, de asemenea, are trei lucrări foarte interesante. Ion Vișan mi-a mărturisit că, de fapt, a absolvit pictură, dar se lasă atras și de tehnicile grafici. Această serie de năvoade realizate în baiți și lucrate cu trestia, deși tehnica în care lucrează Ion Vișan este deosebită, este specială. În fond, este o modalitate de a exploata diverse unelte de lucru și de a vedea ce efecte pot produce ele pe suprafață. Aici nu cromatica impresionează, ci mai degrabă, dacă vreți, austeritatea desenului, dicromia și interesul, accentul care cade foarte pregnant asupra motivului. Motivul este foarte bine pus în valoare. Și în ciuda faptului că nu este atât de colorat, că de fapt refuză culoarea, în ciuda acestui fapt, impresia și impactul sunt cât se poate de puternice. Mirela Hagiu are o serie de orașe de arhitecturi imaginare, realizate în tehnică mixtă, o serie de lucrări de asemenea extrem de colorate, dar care, dacă vreți, raportându-ne puțin la ceea ce înseamnă tehnica icoanei care refuză orice tip de perspectivă, exact asta se întâmplă și în, de fapt, refuză perspectiva liniară. Aici artista face altceva, aduce în același plan
diverse forme de arhitectură, de fapt sugerând detalii, sugerând ferestre, sugerând spații care te pot scoate din contingent, din acest univers, dacă vreți, ce nu știu, și proiectându-te într-o lume mult mai, mai încărcată de lumină. Cred că asta ar trebui să, cred că o caracterizează cel mai bine pe Mireala Hagiu, această căutare a luminii și a unei lumi care să se opună acestea foarte materiale și materialiste de aici. Sunt formele ei de visare, aceste arhitecturi, aceste orașe imaginare și cred că în mod sigur sugerează foarte mult și îl pot impresiona foarte mult pe privitor. O să mă duc și în sala cealaltă, nu mai știu în ce ordine. Vreau să spun câteva cuvinte despre un foarte vechi prieten, despre Mircea Nechita. Ne cunoaștem de, cum zicea cineva, din secolul trecut. De asemenea, un artist, un grafician și un gravor cu totul special, cu atât o manieră de lucru specială, cât și cu un univers personal, amprentat de personaje care vin nu neapărat din imaginația lui, din puterea lui de a fantaza, dar vin dintr-un spațiu, din spațiul lui natal, din țara Lăpușului. Mircea Nechita este un veșnic dezrădăcinat care a venit aici, dar dezrădăcinat care s-a adaptat totuși acestui spațiu și care a venit din lumea aceea lui cu toate personajele, cu toate amintirile, cu toate acele spații în care a trăit, a visat, s-a format și vine cu ele în aceste lucrări extrem de incitante, lucrări despre care am avut prilejul să spun că parcă au oroare de vid, nu lasă nicio particică neexploatată, lucrează în detaliu, accentuează asupra fiecarei poziții a suprafeței. Acestea de acum sunt realizate pe un fond auriu care, de asemenea, m-a făcut să mă gândesc la icoană care are uneori fondurile acestea, deși nu cred că asta a fost intenția, dar ca efect, efectul este foarte interesant și foarte puternic și la Mircea Nechita în această serie de lucrări. De asemenea, și el se joacă cu sugestii care vin din, cu ceea ce înseamnă obiectul contemporan, obiectul contingent, punându-l în dialog cu acea lume care vine dintr-un alt spațiu și, dacă vedeți, chiar și dintr-un alt timp. Voi merge mai departe. Maria Petcu Chioibaș, din nou o artistă pe care o prețuiesc foarte mult și căreia, de asemenea, i-am vernisat eu. Când, Maria? Câți ani să fie? Vreo 6, vreo 7? Tot aici eram. Și tot în prag de sărbători. Mi-aduc aminte colindele și acum. Da. Maria Petcu, de asemenea, o artistă foarte interesantă, o graficiană și a zice chiar cu vână de pictor, cu foarte multă bună, o artistă cu foarte multă forță, un desen care e puternic și sugestiv. De asemenea, prezentă cu niște lucrări de un rafinament cromatic covârșitor, dar în același timp cu un desen atât de puternic care nu te poate lăsa indiferent. Ei, tocmai asta am remarcat la Maria Petcu întotdeauna, acest contrast care până la urmă face bine între finețea culorii și puterea desenului. Sunt două lucruri. Motivul pe care o abordează și aici vine din universul acesta rural, dacă vreți. Dar până la urmă nu-i decât un pretext, această pasăre, de fapt cocoșul este o, dacă vreți, chiar o pasăre mitologică cu multe semnificații, nu știu dacă le-am avut neapărat în vedere, dar de asemenea face și ea o subtilă trimitere spre trecut și spre o zonă din aceasta a tradiției de care artistul contemporan, plâng neplâng, s-a rupt, a trebuit să se rupă. Radu Gheorghean, da, așa, de asemenea, prezent cu gravuri, tehnica Boanseș, compoziții, a zice, care merg mai degrabă spre o zonă aceasta mai clasică de reprezentare. Sunt foarte multe portrete, dar și foarte multe personaje puse acolo într-un dialog foarte interesant care trimite la
Arta barocă a avut-o în vedere artistul și pe aceasta. Și am marcat tocmai din alt pasul acesta, pe personaj dinamicele, o trăsătură rocă, prin experiență, care foarte tare de vibrat, de fapt, și arată unui artist care nu atărește foarte creația unui cile grade stăpânii. Foarte bine, tehnică, nu știu, furii, nu știu, nici care acolo, nu știu, dar viitor mai se vor, de cei vor revele, vor prelăba. De foarte multe care deja, tineri care des numi mai lua de la cei tehnici, a făcut. Artistul știlește acest, într-adevăr, este un dovede bun cunoscut pentru al acestui. Un artist cu foarte, de asemenea, cu o versiune, este care reușește cu, să o comunice, reușește să o transmită în acest univers, ce știu, pic fantastic, la care rămâne permanent dialog și cu diverse stiluri ale artelor clasice. Vladimir Rene, iarăși un vechi și drag prieten, un artist care de asemenea știe foarte bine să pună în dialog tehnicile și avem aici niște lucrări care pe pânză se folosesc și de tehnicile picturii și de cele ale graficii. Lucrări, ca de obicei, surprinzătoare. Vladimir Ene reușește, Vova reușește să-și surprindă privitorul întotdeauna prin alegerea motivelor și prin tratarea lor, pentru că dacă motivul ne sună cunoscut, în schimb, felul în care el apare reprezentat este cu totul surprinzător, aproape șocant uneori. Vladimir Ene este de asemenea unul dintre artiștii care intră în dialog cu tot ceea ce se întâmplă în jurul său, nu rămâne indiferent la lumea în care trăiește, dar în același timp, evident că are și el zonele sale de refugiu, ca orice artist, zone necesare. Una dintre lucrări se numește Buna Vestire, tematica este evident religioasă, abordarea este foarte neașteptată, nu se rupe de ceea ce înseamnă o bună vestire, dar în același timp ne transmite o viziune care este doar a sa, este modul în care un artist contemporan percepe o temă care vine din tradiție. Cred că ați remarcat și cromatică, nu știu de cât, cred că eu n-am vrut să mă îmbrac în mop, dar așa s-a nimerit să fie cumva, așa sunt și lucrările tale, cumva. Au foarte mult această pată de culoare care este dominantă și care face bine compozițiilor. Și, în fine, ultimul sigur nu ultimul, dar cel pe care mi l-am notat eu, Gabriel Bovaci, care expune fotografie, completând cumva, dacă vreți, acest discurs, acest spectacol vizual care cuprinde multe tehnici. Sunt fotografii dintr-un atelier de sculptor, poate chiar din propriul atelier. Fotografii, cum să spun, realizate fără multe artificii și care și-au propus, cred, să surprindă atmosfera cu totul specială, care poate părea în aparență foarte tehnică a unui atelier de sculptor, dar care în realitate are farmecul ei, are atmosfera ei și pe care în această fotografie a încercat să o surprindă. Cred că face foarte bine acestui discurs vizual recursul la atelier, pentru că, de fapt, și începusem să spun acest lucru. Fiecare artist este legat de acest spațiu al lui, de spațiul de creație, care este un spațiu intim, este spațiul în care se plămădesc lucrările și relația aceasta lui, trecerea aceasta lui între lumea exterioară și atelier, nu are cum să nu-i influențeze și creația. Cam asta în mare despre, sigur că sunt foarte multe lucruri de spus despre fiecare, timpul nu ne-o permite și nici eu nu vreau să vă rețin, deja am senzația că am vorbit prea mult. Aș vrea să-i felicit pe toți artiștii care expun, să le spun că fac bine ce fac și că e bine să continui așa, indiferent ce s-ar întâmpla, indiferent câte vorbe s-ar spune în dreapta, în stânga, câte lucruri potrivnice li s-ar arăta, e bine să nu cedați niciunul, pentru că faceți lucruri frumoase, pentru că sunteți o generație sau, de fapt, mai multe generații reunite aici, care dovediți că, până la urmă, buna însușire a meșteșugului s-a perpetuat printr-o școală foarte bună de artă și
cred că lucrurile așa trebuie să rămână, indiferent ce ni s-ar întâmpla. Vă mulțumesc și vă doresc să vă bucurați acest zi. Doamna, merge cu violetul, deci e violet. Vă urăm sărbători fericite și să vă bucurați de ce vedeți. Poate nu este totul perfect, dar... Și la ce viitoare. Veronica, promite, da, dați-mi. Promitem, da. Și vă invităm la, vă poftim la un pahar cu vin. Sărbători fericite. În partea noastră că ai muncit pe vreme. Păi, dar ce era finalmente? Bă, ca mine, ca mine. Eu ce era? Ca și mine. Mă bucur că am reușit să ajung. Da. S-au depalat de mașini cu laie. Iasă-le și fotografie. Super, super. Eu mă mai prind cu asta. Iar ce ai primit? Ce ai primit? Ai da, bun. Uite ce am primit. Sunt. Mă prind și triciolul ăsta într-o parte. Mersi foarte. Dacă vreau, prind probleme. Că am putut vă spune. Își doream. Pe deasără. Speriam. Nu, asta e sala tale, da? Asta e frozare. Nu? Trebuie să trec pe la toți până mi se termină bateria. Imediat să fac eu acum bag în așa. Trebuie să te uiți și înăuntru, că e foarte harnică asta dinăuntru. E o bibilică. Ia să zic, stai. Te plăcut, felicitări. Eu plec acum, da? Papa va pleci la noi. Mersi. Și succes. Și fluieră. Da, 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 imediat. Trebuie să închid așa și vreau să fie complet. Am bucurat, mă uit, cu cât am plasă, nu mai chiar. 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 Nu